Pandurii au rămas cu două victorii în întreg anul calendaristic 2014. Gorjenii au bifat ultima victorie în luna septembrie împotriva echipei Oțelul Galați. În acest weekend, trupa lui Grigoraș a luptat pentru un rezultat favorabil în fața propriilor suporteri, însă și de această dată, la final, tunurile au fost puse pe arbitri. Același tușier se implică și în minutul 85 sau 86, cât a fost, indică penal de extrem de ușor acordat. Mai mult a fost s-a agățat de Nicoare, nici nu a întins picior, am văzut faza de mai multe ori, iar în ultimul minut am avut penalti clar. Cei care știu regulamentul, când ești ținut de tricou sau de braț, nu neapărat trebuie să cazi. Ghezim vine din altă civilizație, el a trăit în Elveția atâta timp și poate acolo nu se facă simulări sau ceva de genul ăsta, dar regulamentar, când te trage de mână sau de tricou, nu neapărat să cazi, regulamentul este să dai penalti. Acesta nu a fost singurul meci al Pandurilor în care arbitrii au avut un cuvânt greu de spus. Au fost trei faze toate importante și toate împotriva dumneavoastră. Păi și ce să fac acum? Scorul este 2-1 pentru ei, noi am rămas cu 15 puncte, eu sunt cu un picior în groapă, din cauza cui? Pentru că nu joacă echipa? Eu zic că joacă destul de bine. Știu, e slabu, din Brașov, așa cum a fost și domnul Robert Dumitru, tot din Brașov, la acel meci cu Astra. Nu fac nicio legătură, dar astăzi cred că a avut o zi foarte slabă, domnul Slav. A avut o zi foarte slabă. Principalul de pe banca gorjenilor a lăsat să se înțeleagă că după fiecare eșec al echipei, se teme pentru postul său. Dacă nu o să mai fiu antrenor, o să fie din cauza domnului Slabu, spune Grigoraș. O situație jenantă când îți bagi joc de munca unei echipe, de munca unei echipe aici ne includem și pe noi, sau de un oraș întreg, pentru că astăzi consider că a fost vicierea de rezultat și astfel de decizii. Bine că și centralul are partea lui de vină, nu poate fi întors de ori și cine când tu vezi faza la 5 metri și te iei după unul care întoarce. La finalul primei reprize, antrenorul FC Botoșan Leo Grozavu a fost trimis în tribună după un conflict cu staful tehnic al gorjenilor. Principalul finanțator al FC Botoșan nu a fost la meciul de la Târgu Jiu, a urmărit la televizor, iar la final a declarat că în meciul cu Pandurii echipa lui Leo Grozavu a avut foarte mult noroc. Sunt la Bordeaux și caut o catedrală să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru norocul de astăzi, a declarat Valeriu Iftemie. Cu acest eșec, Pandurii devine din nou candidată pentru retrogradare.